Aceasta este prima resursă dintr-o serie despre utilizarea unor surse diverse pentru realizarea de texte originale sau celebrăm poezia, clasa a șaptea, învățarea prin imaginație. Poezia. De ce? De ce să citim? De ce să devenim creatori de poezie? Opriți resursa video cât timp dezbateți. Răspunsurile voastre probabil că au evidențiat că ne place poezia, că găsim în ea răspunsuri la unele dintre întrebările noastre, că ne îndreaptă atenția spre lume și către noi înșine și multe altele. Vă ofer un argument pentru poezie prin versurile lui Mihai Eminescu, Numai poetul. Numai poetul, ca păsări ce zboară deasupra valurilor, trece peste nemărginirea timpului, în ramurile gândului, în sfintele lungi, unde păsări ca el se întrec în cântări. Descoperim imagini, idei și emoții transmise de poezia lui Eminescu. De exemplu, poetul este ca o pasăre, comparație și totodată imagine vizuală. Cum e pasărea? Mă întreb. Liberă, fragilă, se înalță departe, e imposibil de prins sau greu de prins. Idee. Poetul nu este afectat de curgerea timpului. În fapt, poezia este nemuritoare. Ce emoții îmi trezește imaginea poetică? Dacă suntem nemuritori prin poezie, atunci mă simt recunoscătoare. Pentru a crea poezie, vă propun o modalitate pe care o voi denumi printr-un cuvânt – conexiuni. Cum vom proceda? Alegem și conectăm idei, emoții, sentimente, culori, apelăm la imagini și figuri de stil. Țineți cont că puteți crea poezii moderne cu versificație liberă. Fie apelați la versuri albe, păstrează ritmul și măsura, dar nu au rimă, fie apelați la versuri libere, renunță la ritm și rimă și au măsură variabilă. Sugestii pentru a crea poezie. O conexiune în 4 pași. De exemplu, 1. Conectați o culoare, o emoție sau un sentiment, o idee, creați imagini poetice și figuri de stil. Exemplificăm. O culoare, verde. O idee, pomii au înverzit. O emoție, speranță. O imagine poetică. Crengile fac bolți deasupra mea. O figură de stil. Verdele pomilor îmi șoptește despre speranță. Personificare. Adăugăm imagini poetice și figuri de stil. O imagine auditivă, păsările ciripesc. O metaforă personificatoare, singurătatea a fugit departe. Ne gândim la titluri potrivite. Verdele îmi dă speranță, sau mi-e bine, sau alungarea singurătății. Vedem ce a rezultat. Mi-e bine. Crengile fac bolți deasupra mea. Păsările ciripesc. Verdele șoptește, speranță, singurătatea a fugit departe și, în sfârșit, eu văd acest verde miraculos. Puteți transfera poezia într-o aplicație digitală, de exemplu în WordDuct. Am ales ca formă un pom și uitați-vă ce a rezultat. A doua idee de a conecta se referă la o conexiune în 3 pași. Idee, emoție, imagine poetică. De exemplu, idee. A trăi este menirea noastră. Apar niște întrebări firești. Una ar fi, cum o facem, cum trăim? Imagine poetică. Azi te-am văzut privind cu atenție un pom. Abia azi. Emoții, bucurie, tristețe. Prietenia e bucurie. Tristețea vine pe la mine, dar nu stă. Zboară apoi departe. O posibilă poezie. Azi te-am văzut privind cu atenție un pom.
abia azi. A trăi este menirea noastră, dar cum o facem? Cum trăim? Cu bucurie, cu tristețe. Prietenia e bucurie. Tristețea vine, dar nu stă, zboară departe. Găsiți voi un titlu potrivit. Evaluare. Realizați un proiect colectiv cu tema Lumea văzută cu ochi poetici. Pentru aceasta, fiecare elev va scrie o poezie despre o culoare, un sentiment, un element al naturii, o formă de relief și altele. Puteți decide ce alegeți dintre aceste sugestii. De exemplu, toți elevii vor scrie mai întâi poezii despre culori. Verificați să nu alegeți toți aceeași culoare totuși. Poezia va avea următoarele elemente obligatorii. Titlul, o imagine poetică sau o figură de stil, va transmite o idee, va exprima o emoție sau un sentiment. Elevii vor ști de la început că forma finală trebuie să fie una estetică. Fiecare poezie semnată va fi postată în clasă sau într-un spațiu online unde va fi oferit feedback. Apoi va fi realizată lucrarea colectivă sub ce formă vor agrea profesorul și elevii. Scrisoare fluviu, carte în format fizic sau digital, sau și în format fizic și în format digital, etc. Acestea sunt poezii despre culori realizate de către elevele mele când au făcut parte din clubul de lectură Călătoriu, când erau în clasa a 8-a, pentru concursul național Lecturiada. Elevele sunt Denisa, Mara și Dezire. Frumoase, nu? Sper să vă inspire și sper să vă fie de folos ceea ce am realizat. Succes!